Tu ai fost sechestrată în acea casă? Da, nu știa nimeni de mine. În momentul când m-a bătut, eu n-am putut să mă duc la medic, să arăt ce mi se întâmplă. Dar tu avusesești, deja născuse și aveai da, copil? Da, da. După ce a născut, am făcut așa, că ne-am mai pe ce motiv te-a sechestrat și te-a bătut? Nu știu ce motiv, mi-am luat telefonul, am două telefoane, nu-mi dădea voie, ei avea voie. Câte zile ai stat sechestrată? În 5 luni de zile am fost tot timpul, n-a știut nimeni de mine. Și n-ai fost la poliție după aceea? După aceea am apucat să fug, că am fugit. Atunci am fost la poliție și am zis că nu plec până mi-au fetita. Și el a încercat să mă bage pe mine la abandon. Spune-mi, te rog, de ce ai făcut o cerere de ordin de restricție și ți s-a respins? Pentru că n-avea voie să se apropie de mine, că așa mi s-a zis, că să-i fac așa, să n-are voie să apropie de mine, că e agresiv. Și de ce ți s-a respins? Da. Pentru că pe el i-a ascultat, avocații lui este ascultat și marturii lui, chiar și tata lui, și pe mine nu m-a ascultat. Îmi respinge și marturii și chiar și pe tata. Și probele care au fost prezentate de către doamnă n-au fost convingătoare. Hai să vedem ce spune soacra, pentru că noi am încercat să sunăm chiar acum în direct, dumneavoastră a închis telefonul, dar noi am reușit astăzi. Noi totdeauna avem un backup, cum se spune, dar pe românește. Totdeauna avem o soluție de rezervă, adică mai întâi sunăm, le luăm o declarație, o înregistrăm și după aceea noi încercăm să-i sunăm în direct. Dacă ei nu mai răspund, noi avem înregistrată declarația pe care ei ne-au dat-o câteva ore înainte, așa că vom apela la această soluție, pentru că soacra nu dorește, se pare, să intre în legătură directă cu noi și a închis telefonul. Dacă a zis că se face de rost cu mine. Ce spune, aflăm imediat. Nu a fost nici onoră, deci au trăit 5 luni de zile atât, deci ea înainte de a fi cu el a mai fost. Sunt ban Danemarca, ban Spania, ban Italia. Ești mai mare cu 10 ani ca el. Deci n-au fost cununați, nu nimic. Deci copilul este într-adevăr pe numele lui, pentru că l-a păcălit că este a lui. A plecat de atâtea ori într-un an de zile și avem un dosar pe rol care trebuie să facem testul de paternitate. Să vedem, pentru că ea în perioada asta a fost plecată și nu știm sigur dacă este a lui sau nu. E adevărat că fiul dumneavoastră o bătea frecvent? Nu este adevărat. Deci a stat la mine aici. Deci noi am avut grijă de copil. Deci acum nu știm nimic de la 5 luni de copil. A cerut protecție, a cerut integrare în familie. Nici ea nu știe ce vrea. Noi avem o casă unde a locuit cu noi. După ce a ieșit din maternitate, am zis să nu locuiască cu noi, pentru că ei s-au certat, iar s-au împăcat, iar așa. Și zic să locuiască la apartamentul care îl avem. Ea a stat o lună acolo, de acolo vă dați seama că ce a fost acolo, copilul n-a știut să-l crească, i-a dat picături pe nas, să moară copilul. Deci sunt multe, multe. Și la o lună am adus-o aici cu noi, până la 5 luni, ca să am eu grijă de copil. Că fata vreau să vă spun că ea nu știa nici să facă laptele la copil, la 40 de ani ei. Am ajuns la urgență. Acum nici nu știm unde locuiești. I-am luat vaccin. Am martor medicul meu personal care i-am luat vaccin la 3 luni să-i fac fete. 3 milioane am dat pe el la particular. N-a vrut. Am mers cu poliția la ea la poartă, la părinții ei. Și n-a vrut să meargă la vaccin. Nu și nu și nu, că ea nu face vaccin la fată. Numai scandal, deci cu poliția, deci cu ea nu se poate vorbi. Ce să-i spun? Să nu-l caute să-și vadă treaba ei până se va face testul. Nu, să noi am vrea, dacă va fi copilul, să luăm, să fie protecția copilului, să vedem unde locuiește, că, nu știu, pe străzi, pe Focșani, deci nu știe nimeni unde stă. Spune că este la tata ei, dar nu. Pentru că dacă veniți să vedeți unde locuiește tata ei, e dezastru. Ea a plecat, a fugit, ne-a luat bani din casă, a fugit în papuci, așa, și mi-a lăsat copilul în casă, la mine. Și a luat atât buletinul, certificatul din naștere, tot, s-a plecat. Și n-a gândit că noi ajungem imediat în urma ei și găsim fata plângând. Pentru că pe ea n-a durut-o nimic. Ea n-a știut nici să facă baie, de întrebați-o ce trebuie să dea mâncare și cât lapte și ce să facă, ea nu știe. Dar ce credeți că vrea ea să obțină? Vrea bani, pentru că soțul meu se ocupă cu reparații tractoare, ea a stat aici, știe situația noastră și asta e. Ea vrea bani și vrea ca băiatul meu să ducă să o caute și de bani. La 40 de ani, să nu ai tu casă, să nu ai tu masă, să nu ai tu serviciu, să nu ai nimic. Deci, în semn de întrebare. Ea trăie cu mai mulți bărbați, avem suspiciunea că ea a plecat și de mai multe ori, avem și dosar pe rol, am avut și ea a sugerat că a bătut-o, a invocat tot fel din ăstea, deci a dat
curs în instanță, la vreo bani, că vrea despăgubiri, că vrea nu știu ce, 10-20 de mii de euro. Oricum nu suntem siguri că e copilul lui, deci au trăit în concubinare așa o perioadă mică. L-ați fi pus pe fiul dumneavoastră să o bată. Bine, acuză, nu sunt niciun fel de probe. Da, am auzit ce au spus socrii, foștii. Foarte socrii. Drăguți. Acum, știți cum e? Că au stat numai vreo 5 luni, că s-au despărțit. Domnule, dacă copilul e al băiatului dumneavoastră, aici se închide problema. Da, băiatul lucrează, adică domnul care lucrează a scos copilul. Lucrează cu taică, s-a lucrat 2 luni, în afară când lucram eu în croitorie, lucra și el. După aia l-a scos taică-sul de la muncă, că a zis că ia bani puțin și băiatul lor stă acasă. Bun, acum, că nu știi să faci laptele, că nu știi nimic, dacă tu până la 40 de ani tu n-ai avut niciun copil, de unde să știi? E cam greu, adică la 20, abia așa, de la 40, chiar că ți-e mai greu ca îndemână. E mai greu, dar e un instinct. Mă scuzați că vă întrerup. Da. Eu pot să vă aduc fetița aici, să vedeți dacă copilul ăla nu-i îngrijit și e așa cum zice ei. Da, este foarte frumoasă, am văzut-o. Da? Dar eu știi ce nu înțeleg? Domnilor, poate că aveți dreptate în mare parte. Poate că nu-i nimic de capul ei, că la 40 de ani spuneați că n-are serviciu, n-are casă, n-are de nimic. Dar băiatul dumneavoastră a adus-o acasă. El a ales-o. Că mereu multe femei se iau de altele că n-au nici... Dar nu, soț, nu băiatul dumneavoastră pe care dumneavoastră l-ați crescut și l-ați educat a ales-o pe ea și v-a adus-o în casă? Nu el a avut o relație cu ea? Și dacă el, tatăl copilului, cum o fi copilul, bun, rău, trebuie să-și facă datoria față de... Că vă cere bani. Păi dacă ia-l băiatul dumneavoastră, cam trebuie să-i dea bani, conform asta legii. Asta vreau să o întreb pe doamna. Acum, de exemplu, luna trecută, cu cât a contribuit... El a luat alocația de când s-a născut fetița și nu i-a dat alocația. Alocația este pe numele lui? Da, și am reușit eu, după atâta timp, numai în iulie aici așa, și am putut să reușesc. Deci spune mama soacră în ghilimele așa că dumneavoastră vă închipuiți foarte multe lucruri și că dânsa spunea că faceți niște scenarii. Așa practic. Crede ea și nu mă aminte, că i-am zis să poate să cheme și detectorul de minciuni, să vedem cine minte și cine nu minte. Auzi, ai furat bani din casă? Nu. Nu. I-am zis și lui, am spus și la poliție când am fost. Deci n-ai furat. Dar ai pretenții să te despăgubească sau, nu știu, să dea vreo 10.000 de euro, 20, nu, nu, cum spuneau nu, ei? Nu, doar atâta să... Să despăgubească? Doar atâta de copil să iasă adevărul la iveală pentru asta, lupt pentru sens? Copil. Că e al lui? Că este al lui, că el spune că nu e al lui. Dar dacă îl macină atât de tare și pe el și pe bunici, să plătească testul poligraf, testul de paternitate, dumneavoastră puneți la dispoziție, de fapt vă obligă legea, nu vă costă pe dumneavoastră niciun ban și dacă are dubii, chiar să facă lucrul ăsta. Da. Și dacă e al lui, mai departe intervine ori legea, ori bunul simț și sentimentul de tată pe care l-are sau nu, dar de luat copilul nu are am cum zis să că copilul nu-l dau, mi-a luat și buletinul, m-a și bătut de față în casă. La momentul în care ați fost bătită și ați reușit să scăpați din casă, de ce totuși nu v-ați dus la poliție să-l reclamați? M-am dus la poliție când am fost, când am plecat când în ziua aceea. În mai, așa? Am plecat de la el. Anul trecut. Da, da. Am plecat de la el, am fugit, așa, copilul l-am lăsat cu el, niște cum spune, că nu era acasă, și m-am dus direct la poliție. Când m-am dus la poliție, el era cu taică-su acolo, pe care poliția i-a zis. Mi-a cerut număr telefon și a zis că telefoanele sunt la el, care a zis că nu mai sunt, că sunt sparte. Am înțeles. Pe scurt, pentru că oricum fetița e la tine, ceea ce e foarte important. Că știi sau nu să o îngrijești, am văzut că ai mai venit cu o prietenă, cu da, o doamnă, știe toată că situația. Am întâlnit cu ea la toaletă. Auzi, și mai e o chestie. Dacă soacra, castronelul de mâncare, dacă soacra e rea, poți să faci tu laptele cum l-ai face și biberonul. Nu ești acum, bună. Dacă soacra nu vrea pe noră și e clar că înțeleg, nu mai e dar orice făceam nu era bună. Nu mai e bună. Nicio orice cale de împăcare. Vedeți măcar acu' e copilul, dacă este al lui. Să aibă grijă și soacra și să-i faci vaccinul, că sunt importante. Am făcut vaccinul toate vaccinurile. Obligatorii trebuie făcute. Le-am făcut pe toate, doamna. Așa, și să vă ajutați cum puteți și vroia fiecare să să-și vadă de viață. Vă întreb. Vroia să-i fac un vaccin anume. Eu am întrebat doctorița de familie. E normal să facă, a zis copilul, să nu-l dai la nimeni, că tu ești mamă, tu mergi cu el la vaccin. Eu i-am făcut toate vaccinurile. Poate doamna a venit cu vreun opțional, cine știe. Poate, da. Bun. Important e că e copilul la tine, că deocamdată înțeleg nu ți-l poate lua nimeni, iar dacă soacra și tatăl copilului care nu vrea, vrea să vorbească să lea, cu noi, dar eu nu da. Poate să te ajute să o facă. Dacă nu, tu să ai grijă de acest copil. Mulțumim tare mult, îți doresc multă sănătate. Mulțumim. Ție.